Out of the Box Controverse în dialog Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint Salutare tuturor, bine ați venit la Out of the Box Emisiunea care îți pune la încercare gândurile Dar dacă vreți și discursul public Așa o să studiem astăzi cazul Gazetei Sporturilor. Salutare, Loran Balint! Salut, Cătălin! De ce spunem că e un caz al Gazetei Sporturilor? Pentru că a venit însoțit de foarte multă emoție. Pentru cine nu știe, ediția de print a Gazetei Sporturilor s-a închis. Adică ziarul tipărit nu se mai distribuie. Și o să vorbim cu boții care... De ani de zile se ocupă și de sport, să zicem, chestiunea asta, de marketing și de sport. De ce s-a întâmplat asta? Și atenție, nu vorbim despre povestea cu pariurile, cu firmele, cu transformarea, ci despre momentul în care suntem în societatea românească, dar și europeană, în materie de consum de sport, de presă sportivă uh -huh. și suntem în fața unei transformări, nu? Da, pentru foarte multă lume, momentul acesta al gazetei sportului închiderea ediției tipărite poate părea ceva mic. Totuși, pentru un segment de populație din România care avea obiceiul de a se duce și de a-și lua ziarul și de a-l citi liniștit și de a comenta în jurul ziarului, este o tragedie. Sunt oameni care zic acum, păi și acum ce fac? Că eu, asta era parte din viața mea, era parte din ritualul meu zilnic. În același timp este încă un moment caracteristic perioadei noastre, este o perioadă de tranziție și ca orice perioadă de tranziție vine cu schimbări majore continue. La ce te referi când spui că este o perioadă de tranziție? Păi trecem de la o epocă industrială la o epocă, epocă digitală și trecem prin ceea ce au trecut cei care au trecut de la epoca agricolă la cea industrială. Adică, nu știm... hai să ne gândim da, prin ce au trecut oamenii respectiv, acum 300 de ani și schimbările pe care le-au avut în viața lor. Nu știau ce lume îi așteaptă, așa cum nu știm nici noi. Absolut, asta este una dintre principalele chestii, că avem schimbări, avem schimbări, știm că avem schimbări, singura certitudine că sunt schimbări, dar spre ce anume mergem, nu o să știm, ci s-ar să nici nu știe generația noastră exact până la sfârșit. Dar este realitatea. Este tu te-ai aplicat, în te Balint, asupra acestei chestiuni, adică ai vorbit despre această schimbare de ceva vreme, ai vorbit da. chiar și cu oameni de sport din România. Da, unul dintre primele momente uh, mai serioase așa a fost când am primit niște materiale în limba română de la Real Madrid, în social în, media, în limba, email, română. în limba română, da. Atunci a fost un moment în care am zis, mamă, vine tsunami-ul. Momentul în care marile cluburi, marile organizații sportive de pe planetă încep să dea atenție României și altor țări, că vorbesc că nu era doar în limba română, asta înseamnă că suntem în bătaie directă pe timpul oamenilor cu Real Madrid, cu Liverpool, cu Boston Celtics, cu... NBA, eu cu tot. Atenție! Asta e vechea teorie pe care am explicat-o aici. Toate produsele care ne fac plăcere în viața noastră concurează pentru același timp limitat. 24 de ore. Fie că e vorba de carte, film, întâlnire cu prietenii meci, noi trebuie să alegem unul dintre aceste lucruri. Și asta înseamnă că sportul românesc, de fapt, echipele noastre de fotbal sau ce sport ne face nouă plăcere, intră în coliziune directă cu timpul pe care Real Madrid. Ni-l cere să îi alocăm. Da. Și Real Madrid a venit în România acum, cât zici? 3 ani? 3-4 ani, chiar da. Și a început să facă o campanie ca lumea să se uite la ei. Da, erau uh, promoții în limba română, puteți să și tricou, dar texte și materiale create în limba română, de asta, de fapt, și de drept uh, accelerat în ultima perioadă, este strategia marilor cluburi și vor să fie branduri globale și atunci au structură internă pe regiuni, au oameni care se ocupă de regiunea Europa, Europa de Est, Middle East, Asia și tot și dezvoltă conținut, dezvoltă materiale, astfel încât tu, noi să le dăm cât mai multă atenție lor. Pentru că felul acesta sunt mai atractiv pentru sponsori, vând mai mult merchandising, au o plajă mai mare de uh, fani și de susținători, TV-ul este mai interesat okay. de ei. Ok. Și asta ce reprezintă pentru Gazeta Sporturilor? Păi pentru Gazeta Sporturilor. Uh, uh, și pentru tot sportul românesc este această înțelegere, băi, suntem acum într-o competiție cu ceva mult mai mare. Și am avut o întâlnire înainte de pandemie, prin 2019, cu Mihnea Vasiliu de la Gazda Sportului, în care ne-am dus și am zis, hai să ne uităm un pic la cum arată românii. Și noi aici, în emisiune, am mai discutat despre cele cinci segmente mari pe care uh -huh. le folosim noi. O să le zic foarte rapid de reamintire. Este vorba de un mare segment de rătăciți în tranziție. Sunt oameni care trăiesc astăzi cum trăiau acum 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani și pentru care supraviețuirea și ziua de mâine este cea mai importantă și nu au bani la dispoziție să cheltuie pe ziare, bilete sau altceva, și iau gratis. Este al doilea segment de tradiționali și conservatori, locul copiilor, copiii trebuie să asculte de părinți, antrenorului poate e o palmă, dacă e locul femeii acasă, deci o mentalitate da. ultra-conservatoare Des -s -s tradiționalistă. Des întâlnită prin fotbalul românesc, dacă oh. ar fi să zic asta. Da, da. deci dacă rătăcinți în tradiție sunt undeva la 25-30% din populație, să zicem că conservatorii sunt vreo 20-22%, după aceea avem familia modernă, sunt oamenii care sunt cu petreceri, cu nașul, nașa, anunta, copiii, facem tot în familie, mergem la mare cu șase mașini, caravană, sunt vreo 30% din populație, după aceea avem independent professionals, 15%, viața e mai mult decât familia, fac și eu niște lucruri, sunt, fac și pentru mine, profesia este importantă și un mic segment de cumpărători sofisticați, le-am zis noi, care au bani pentru orice, muncă și au un Mercedes, că le-a plăcut. E, sportul românesc, în totalitatea sa, se adresează înspre rătăciți în tranziție și tradiționaliști. Asta a fost discuția din 2019. Prin ceea ce se întâmplă, cum este experiența la stadion de la arena sportivă, conținutul care se creează în presa sportivă de toate felurile, dar în special rătăciți în tranziție și conservatorii. Ori brandurile sunt interesate pentru sponsorizare și tot pe partea de familia modernă, independent professional și cumpărător sofisticat. Este o coliziune. Mai mult, rădăgiți în tranziție și conservatorii scad. Sunt segmentele care scad. Le urmărim de 20 de ani și ele scad. Adică, ce da, spui propus. tu e că sportul românesc și media care îl înconjoară vorbește cu un public care se împuținează? Care se împuținează și care unul, parte dintre ele nu este dispusă de a bani, iar cel conservator, în timpul pandemiei, a descoperit din o dată digitalul. Că asta este ceva ce n-a prevăzut nimeni. A fost o schimbare instantanee, practic, de la o zi la alta, un public conservator care lua ziarul, pleca cu el acasă, dintr-o dată a descoperit că poate să citească același lucru online, gratis, fără probleme, digital. Teoretic, asta însemna că trebuie să-ți construiești o piață nouă, da, să... în rândul oamenilor moderni, dar asta va se întâmplă, pentru că aici vine zona de pariuri. Poți să consider modernitatea ca fiind zona de pariuri. Unde apare și conflictul ideologic de la gazeta. Este o discuție diferită, pentru că pariurile este tot pe zona de conservatori da? tradiționali și rătăciți în tradiție, care este distracția lor, este modul lor Aha, de viață, okay. Și mai puțin pe ceilalți, deci, Ok, este am le... înțeles. Dar de asta este și interesul pariurilor, de asta sunt brandurile foarte active și media este acolo. De asta vedem foarte multe reclame pe uh, zona aceasta sportivă. Bun, dar de fapt cum stăm la nivel general? Ca, aici am vorbit de România da. și înțelegem de ce fenomenul ăsta se petrece și de ce, mă rog, s-ar putea să avem mai puțin sport românesc și mai puțină media românească. Ce se întâmplă la modul general vorbind? Să cum consumă sport în țara asta, în țările astea din Europa? Se consumă sport în același timp toată transformarea, tot impactul pe care are digitalul și online-ul în viața noastră se resimte. Mă uitam acum pe niște date statistice de la organizația UGOV, este o companie internațională de cercetări, uh, care a făcut public un white paper pe uh, zona de sport, The Global Sports Media Landscape. Deci cine caută The Global Sports Media Landscape pe internet îl găsește gratuit, UGOV, organizația. Ei și ei vin și uh, demonstrează cu date că la nivel global 51% din populație se mai uită. Uh, Dintre cei care urmăresc sportul, 51% dintre cei care urmăresc sportul se mai uită la transmisiuni live, în direct, okay. al unor evenimente sportive. Adică unul din doi nu se mai uită uh, la transmisiuni live. Deci nu este. Și uh, interesant. Adică nu mai consumul, aștepți să meciul la. Exact. Vor să vezi rezumate sau clipuri mici da. de un minut. Da, ceea ce este în special la tineret. Deci la tineret, dacă ne uităm, uh, populația uh, sub 25 de ani, masiv. 67% dintre ei consumă în special bucăți scurte de conținut în social media, pe internet și nu sunt atât de interesați să se uite la transmisiuni în direct. Îi vedem pe copiii noștri care, deși Faptul. știu câte ceva sport, nu cred că Vladimir a urmărit un meci de la cap la coadă în ultimii doi este ani. Este foarte greu să-i ții în fața unui televizor, doar dacă cumva țin cu echipa respectivă și există o pasiune, și aici este secretul cred eu. Pentru că uitându-ne în date, și noi să trecem acum prin toate datele, se observă, de exemplu, că în Asia se consumă foarte, foarte mult uh, uh, acest conținut de social media în uh, bucăți scurte, dar în Europa continuă să fie niște procente mai mari pe transmisiunile în direct. De ce? Pentru că avem afinități mai mari față de niște echipe. Joacă echipa mea, joacă Liverpool, joacă Arsenal. Uh -huh. și când joacă Arsenal, dintr-o se schimbă comportamentul, tu uiți pentru că pă, e emoția. Trebuie să mă uit, da. 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 În același timp, dacă mă uit la mine acasă, noi avem cel mai mic pachet de televiziune sport posibil, adică nu avem pachet complex, nu văd toate meciurile, nu văd toate... E o decizie personală ca să nu mă uit prea mult. Pentru că mă uitam prea mult, adică mă uitam la patru meciuri, trei meciuri, Dumnezeule, se duce viața mea uitându-mă la televizor. <laughs> și atunci am la birou... Pachetul complet și acasă, minima rezistență. Când vreau să mă uit neapărat la ceva și nu pot să mă uit acasă, mă duc la birou sau la un. Pub. Revenind un pic, schimbările sunt mari și afectează în special media sportivă pentru că, iată, dintr-o dată, de la an la an, apar schimbările. Și e foarte greu și să știi și să previzionezi ce se va întâmpla. Adică încotro vor merge schimbările astea, care vor fi lucrurile pe care să pariez, care vor fi lucrurile pe care să nu pariez. Cert este că presa tipărită de ani de zile și accelerat de pandemie nu prea mai are locul în universul acesta. Văd aici o statistică îngrijorătoare de-a dreptul pentru presa sportivă, dar și de alte feluri. Doar 25% dintre consumatori citesc Texte, incluzând aici articole tipărite sau digitale, exact. doar 25%. Deci da. nu citim nici ziarul, de fapt. Nu citim nici ziarul, nu citim nici online măcar. Adică poți să zici că s-a mutat să citești online, noi ne-am mutat online, dar nu mai citim neapărat textele ample. Și nu e. citim nici cronica meciului, nici ce înseamnă mai mult sportiv de performanță, nici lucruri despre ei. Citim informații scurte care doar contribuie la viziunea pe care deja o avem. Da. Și de, de mai avem o vorbă acum, este visual first, text second. Dacă poți să zici în vizual ceva, folosește un vizual. Pentru că captezi atenția mult mai ușor și oamenii asta vor să vadă. Vor să vadă vizual, vor să vadă niște elemente de grafică și apoi text, ok, mai puțin. Bun, nu e vorba de toți oamenii, că ai zis 25%, 25% sunt mulți. Adică consumatorii de sport la nivel mondial și și în România de sunt dacă... mulți. Deci 25% din mulți sunt mulți. România fi și o țară mare, că nu trebuie să uităm asta, că suntem o țară mare, foarte sunt Danemarca milioane, Suntem da. de patru ori mai mulți decât Danemarca. 25% din români, să zicem, înseamnă cât Danemarca, cât toată da, țara. Tot e puțin. O să punem punct aici, deocamdată. Știu că sunt multe concluzii, dar cred că o să fie necesar să mai facem un episod aici. Să vedem încotro merge transformarea și ce ar trebui să facem. Asta ar fi ideile importante. Pentru fiecare dintre noi Acceptarea ideii de transformare și de schimbare Cred că este foarte importantă Și să înțelegem că nu avem cum să ne punem Contra curentelor Care sunt în jurul nostru Și trebuie să ne adaptăm Și vom descoperi împreună La ce trebuie să ne adaptăm Asta e, asta e concluzia de azi Vă mulțumim prieteni Data viitoare vedem cine suntem noi Adică eu și cu domnul Balint Generația de peste 45 de ani Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.